Bun găsit, stimați telespectatori! Iată, domnul Alin Petrică este alături de mine și de dumneavoastră în această emisiune. Este directorul Camerei Agricole Județene Gorj. Bine ați venit în emisiunea noastră. Și bănuiesc că ați venit să ne dați și informații noi, având în vedere că legile s-au modificat, cum e de așteptat la început de an, întotdeauna mai aflăm câteva noutăți. Acum, iată, vor începe campaniile de primăvară agricole și oamenii trebuie să știe că nu mai este ca anul trecut absolut totul. S-au adus, stimați telespectatori, multe modificări despre care vom vorbi în această emisiune. Așadar, care sunt noutățile? Noutăți, ca să le spun așa, sunt destule. Avem mai multe drafturi apărute deja pe site-ul Ministerului Agriculturii, raportate la noua perioadă de realizare a proiectelor europene cu cofinanțare de la Uniunea Europeană, respectiv Guvernul României, perioada 2014-2020. Însă, din discuțiile pe care le-am avut săptămânile trecute cu reprezentanții Ministerului Agriculturii la București în întâlnirile noastre, am putut să aflăm că deja este pe ultima 100 de metri, se pregătește semnarea de către toate statele membre ale Uniunii Europene a PNDR-ului pentru 2014-2020 cu Uniunea Europeană, acolo la Bruxelles, iar așa cum afirma însăși ministrul Agriculturii Daniel Constantin, la începutul lunii martie sperăm deja să nu se mai amâne încă o dată, așa cum s-a întâmplat până acum, să fie demarate primele măsuri deja mult așteptate pentru noua sesiune de punere în cadrul PNDR. Vorbim aici de ceea ce îi interesează în primul rând și în special pe producătorii agricoli din județul nostru, cei care ne asaltează zi și zi cu telefoane, cu întrebări despre momentul în care se vor lansa aceste sesiuni. Sunt interesați de noua măsură 6.1, care înlocuiește vechea măsură 112, instalarea tinerilor fermieri, precum și noua măsură care înlocuiește sprijinirea fermelor semisubzistenți, este vorba de sprijinirea de data aceasta a fermelor mici, noua submăsură 6.3. Nu aș vrea să intrăm în amănunt raportat la ceea ce presupune fiecare măsură, pentru că nici noi nu deținem informații clare. Vreau doar să menționez că au apărut pe diversele canale mass media o serie de informații, unele adevărate, unele false. De aceea noi, ca și reprezentanții ai administrației locale, încă nu vrem să dăm nicio informație neclară până în momentul în care ghidul solicitantului va fi oficial și va fi postat pe site-ul Ministerului Agriculturii. De altfel, în cadrul Ministerului este un grup restrâns de persoane care lucrează la noul PNDR, iar informațiile care ies din această comisie sunt foarte, foarte puține, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de scurge de informații care pot să fie reale sau nu. Vă spun aceasta din perspectiva, de fapt, din ceea ce am pățit în sesiunile trecute, atunci când am informat producătorii agricoli, iar ulterior au avut loc o serie de modificări pe măsuri, pe normele de aplicare. Și lumea a fost dezorientată. Exact, lumea a fost dezorientată și a fost chiar nemulțumită, pe bună dreptate, pentru că au fost schimbate de foarte, foarte multe ori, chiar de la o sesiune de punere a proiectelor la altă sesiune de punere a proiectelor, normele de aplicare. Dar oamenii pot să înceapă să-și facă proiect? E adevărat că nu știu acum absolut tot ce le trebuie, dar bănuiesc că de anul trecut până anul ăsta nu s-or fi modificat chiar așa de multe. Încă nu știm cum o să fie, doar... Pentru că și asta ia timp, da. De asta vă întreb. Exact, exact, dar... De aceea vă spun încă să stea într-o expectativă, să așteptăm să fie publicate ghidurile măsurilor. Ceea ce pot să afirmăm, dacă e să ne raportăm la măsura cu tinerii fermieri, pe site-ul Ministerului Agriculturii există un draft al fișei măsurii. Câteva idei principale sunt ca tânărul fermier va trebui să nu dobândească, să nu fi dobândit ferma cu mai mult de 24 de luni înainte de data la care va depune proiectul. Cu mai multe sau mai puține? Cu mai mult. Deci trebuie să fie un tânăr fermier cu vârstă de până 40 de ani care va prelua în întregime, ca și până acum în integralitate, o fermă de la părinți, bunici, vecini, eu știu, sau care are o fermă, încă nu știm,
anterior trebuia să nu depășească o anumită s-a mărime. Și da? Vârsta, mi se pare, nu? Până la 40 de ani, 40. Nu cred că va fi prelungită. Iată, deja că discutăm de zvonuri care apar și care le-am citit și noi pe diverse site-uri de diverse site-uri de specialitate, dar eu zic să nu le luăm încă de bune. Pot să fie adevărate, pot să nu fie adevărate și de aceea nu riscăm să informăm producătorii agricoli, clienții noștri, cum le spunem noi, cu așa ceva. Anul trecut se spunea, cel puțin și noi am informat că așa am fost informați la rândul nostru, că vin mai mulți bani europeni, că șansele proiectelor sunt un pic mai mari din punctul ăsta de vedere. Oare chiar așa va fi? Banii sunt mult mai mulți. Evident, a reușit România să obțină mai mulți bani pentru agricultură. Acum urmează să vedem cum vor fi împărțiți pe măsuri, pentru că nu numai cele două măsuri de care am vorbit fac parte din palierul pentru agricultură, sunt foarte, foarte multe măsuri. Ele se referă la variile domenii de activitate. Putem vorbi și chiar aș dori să încurajez producătorii agricoli să acceseze și alte asemenea măsuri, spre exemplu, o măsură care se adresează realizării de investiții în domenii non-agricole. Pentru că avem nevoie de dezvoltare la nivel rural, nu numai a cultivării plantelor, a creșterii animalelor sau în apicultură, spre exemplu, dar prind foarte bine și avem nevoie de continuarea meșteșugurilor, de realizarea unor investiții în ateliere, să zicem auto, în ateliere de producere de medicamente, de producere de tot felul de foarte fabricuțe de prelucrare a fructelor, a legumelor, pentru că în județul Gorj încă nu sunt așa ceva. Județul nostru suferă, e păcat să avem marfă pe care să o ducem în alte județe pentru prelucrare în loc să dezvoltăm sau să ne dezvoltăm pe plan local. Noi am încercat chiar o colaborare între nordul județului și sudul județului. Ne gândeam că, având în vedere că în nordul județului sunt foarte mulți crescători de animale care au nevoie de furaje pe care nu le pot realiza în fermele proprii, să nu mai meargă în alte zone, spre exemplu Arad, Simeria, de unde să își procure porumb, grâu sau furaje, ci să încheie contracte cu cei din sudul județului, într-adevăr, care dispun de teritorii sau să zicem de ferme mai mari, mai întinse, și unde se pot face aceste succes? Furaje. Deocamdată nu, sperăm că acum, prin noile măsuri, pentru că, iată, avem o idee care nouă ni se pare foarte bună, emisă de Ministerul Agriculturii, și anume, s-ar putea să nu mai existe acele separări din punct de vedere, la nivelul proiectului, din punct de vedere ale cetățenilor. Deci, va fi scoasă acea zonă defavorizată, se dorește ca toată lumea să plece de la condiții egale. Și în momentul respectiv vor putea și cei din sud, care trebuie să recunoști, au fost văduviți din acest punct de vedere să realizeze proiecte, pentru că a fost mare punctajul până acum pe animale, pentru cei care aveau efective de animale, iar cei care deținau terenul agricol aveau un punctaj mai mic, numărul de proiecte depus la nivel de țară fiind foarte mare. S-au simțit discriminați. Exact. Acum, dacă totul va porni de pe picior de egalitate, sperăm ca și cei din sud să poată să se dezvolte și să realizăm acest schimb de produse, pentru că e foarte benefic pentru județul nostru. Și încă o idee care aparține iarăși ministerul și sperăm din tot sufletul să fie pusă în practică, se încearcă să se realizeze o depunere a proiectelor continuu. Deci nu vor mai fi sesiuni de depunere de proiecte de o lună, ca până acum, iar noi spre... Să alerge lumea după hârtie. Și lumea să alerge după hârtie. Asta e o știre, de fapt. Dar noi să ne chinuim să facem rapid proiectele, poate mai existau greșeli. Am înțeles că ministerul dorește ca proiectele să fie depuse continuu, iar lunar sau trimestrial să fie în perioade în care să fie analizate proiectele și în funcție de banii alocați să poată să fie și finanțate. Da, asta e chiar un lucru bun, având în vedere că știți că nemulțumirile de aici porneau, că sunt foarte multe acte de adus, unele au ca termen și expiră, exact, și da. Oamenii erau bulversați. Plus că erau foarte multe proiecte, le-am realizat, proiecte eligibile, bune, dar nemai fiind bani, degeaba proiectul era bine realizat, degeaba om avea toate actele. A cheltuit bani exact, pe proiectul da. Ăla. Și nu era vina nimănui, nici a consultantului, nici păi a beneficiarului. Păi da, că și el își face munca lui, doar bineînțeles. Doar că nu
având acel punctaj care, iată, sperăm că va dispărea și el, nu putea să intre. Era vina haosului, să spunem așa, da, în ghilimele. Da. Stimați telespectatorii, ce am omis să vă spun este că la numărul de pe ecran puteți trimite SMS și dacă aveți întrebări legate de aceste proiecte care se fac cu anul acesta, de acești bani europeni care vin, sau de orice altceva care e interesant pentru gospodăria dumneavoastră, ne puteți trimite SMS și eu o să-i adresez întrebarea invitatului meu. Am citit că și cei care au păduri, pentru că sunt foarte mulți care au domenii, sunt mai favorizați decât au fost până acum, având în vedere că se dau, vor veni bani, cel puțin așa se așteaptă, pentru consolidare, primesc chiar și utilaje gratuit. În acest sens sunt de încurajat acești oameni, pentru că se știe. E un fond forestier care toată lumea zice, domne, se taie, dar nu se mai pune la loc în veci și iată, ne mirăm că se surupă casele și terenurile și nu știm de ce. Există și astfel de măsuri prevăzute în noul PNDR și aici nu aș vrea să intrăm în amănunt. Mi s-a părut interesantă, da, de-aia vă întreb. Pot să vă spun cum a fost până acum, o măsură prin care puteau fi pe terenuri agricole, deci terenul agricol aflat în apropierea pădurilor, zonelor forestiere, putea fi scos din circuitul agricol și putea fi plantat cu arbori. Însă a fost o măsură destul de greoaie, accesată, cred că la județul Gorj, nu, în județul Gorj, să nu greșesc, dar nu cred că a fost cazul. Oamenii au fost interesați, au venit la noi, le-am explicat, însă era vorba de un proiect complex realizat de anumiți experți. Cu Silvicu, probabil, exact, că ei știu mai cel mai bine. Da, erau acceptați, da, de Ministerul Mediului. Noi am luat legătura și cu ei, nu prea vreau să facă proiecte. Acum să sperăm că, așa cum ni s-a promis, se va simplifica și legislația. Și ce-am uitat, da, sunt fondurile nerambursabile acestea. Da. Deci și tot așa, cam tinerii sunt cei care sunt vizați. Exact, dar acestea, așa cum știm foarte bine, sunt proiecte făcute de noi pentru generațiile viitoare, pentru că ei vor beneficia de ele. Un copac nu crește într-un an, doi, crește păi în 10-20 de ani. Dar tăiem într-o oră. Exact. Ce oră? Ne ia câteva minute până la urmă. Vom reveni la aceste proiecte, așteptăm, așa cum am spus, și SMS-urile dumneavoastră. Haideți să vorbim despre legea 145/2014, care a venit, iată, nici nu știu dacă să spun în sensul bun sau rău pentru agricultori, având în vedere că se modifică foarte multe și la piață nu vom mai întâlni oameni care vând a doua mână produsul, nu vom mai întâlni oameni care nu au la ei un atestat, nu? Greșesc? Da. Așa se da. Numește acum. Deci nu mai putem fără acest atestat, care din 2015 trebuie să fie la purtător, știți cum? Și atunci când mergeți la cosit, și o să vă zic că domnul director de ce. Într-adevăr, anul trecut, prin legea 145, au fost realizate o serie de modificări raportate la fostul certificat de producător, pentru că până acum așa era cunoscut. Toată lumea de la țară și cei care aveau marfă în plus, pe care doreau să o vândă în piețe, în târguri sau în gro de acasă, trebuiau să beneficieze de acel certificat de producător. Iată că de anul trecut, prin această lege 145, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie, numai acest certificat de producător a fost înlocuit cu atestatul de producător. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că începând cu data de cel mai târziu 1 mai, pentru că a fost lăsată o perioadă de grație de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, în care 180 de zile, în care mai pot să fie valabile certificatele de producători vechi. Deci începând cu data de 1 mai, nu mai putem accesa, nu mai putem să beneficiem de acel certificat de producător. Noul atestat de producător se adresează de asemenea celor care au supraproducție, celor care realizează producție mai multă decât pentru gospodăria proprie și doresc să o vândă fie în gro, fie în piețele sau în alte spații bine definite. Nu vorbim acum prin noua lege doar de un atestat de producător, ci și de un carnet de comercializare. De fapt, aici este noutatea, pentru că apar, iată, două elemente distincte. Atestatul de producător, care se eliberează persoanei la cerere în termen de 5 zile către primărie, persoanei care deține terenul, și acest carnet de producător, care poate fi folosit doar de către persoana respectivă sau de rudele de gradul 1.
Deci, iată că prin a noua legislație se interzice vânzarea de produse de la terțe persoane. Asta costă, că știți, omul se gândește, ia, uite, iar mai vine altă lege, altă, și certificatul de producător anterior costa. Costurile actuale nu vi le pot spune de ce. Noua legislație prevede ca ceea ce vor fi aceste carnete de producător, de fapt, carnetul de producător va costa ca și inițierea certificatului. Asta am văzut că se suportă de la bugetele de stat, parcă. Se suportă realizarea la Imprimeria Națională. Însă primăriile prin hotărâri locale vor stabili o sumă, pentru că în prima fază toată această cheltuială va fi suportată de Consiliul Județean, urmând ca ulterior, mă refer la cheltuiala cu tipărirea, bineînțeles, da, da, da. Pentru ca ulterior primăriile să deconteze către Consiliul Județean cheltuielile respective. Va fi o taxă, probabil nu va fi o taxă mare, dacă nu mă înșel și dacă știm bine, foarte multe primării până acum luau în jur de 50 de lei taxa de eliberare pe un an, da? Da, pe un an. De data aceasta va fi eliberat de asemenea pe un an, însă diferența este că va fi eliberat pe an calendaristic și nu agricol, ceea ce este foarte bine, cu o viză a primăriei, deci a primarului, semestrial, deci de două ori pe an. Putem spune producătorul agricol că trebuie să își ia acest atestat de producător, însă în condiții clare de data aceasta. La primării se va găsi un comitet, sau să-i spunem, o comisie, da, formată din 1-2 persoane, cred că în special cei de la Registrul Agricol, care vor merge pe teren, și de asemenea va fi nevoie pentru a putea să beneficieze de acest atestat de producător și de un aviz consultativ. Este vorba de un aviz consultativ care va fi acordat gratuit pentru membrii și chiar pentru nemembrii asociațiilor, patronatelor sau sindicatului în agricultură, acordat de către aceste asociații, în condițiile în care asociația este constituită la nivel județean și local. În cazul în care în comuna respectivă nu există, și din câte avem noi, nu prea avem astfel de asociații, patronate sau sindicate care să funcționeze atât la nivel județean cât și la nivel local, acel aviz consultativ va fi acordat de o instituție în coordonarea Ministerului Agriculturii și în subordinea Consiliului Județean. Cred că Camera Agricolă Județeană, noi vom fi cei care vom acorda acest aviz, așa cum v-am spus, avizul consultativ va fi gratuit. Deci munca vi se dublează, triplează anul acesta, din câte constat. Este foarte bine că vom cunoaște mult mai bine în teren exact pe cei, pe cei care lucrează în agricultură. Vom putea și noi să facem o bază de date mult mai concretă și vom ști cui să ne adresăm cu noutății care vor apărea în perioada următoare. Ulterior obținerea atestatului de producător, așa cum am spus, acel certificat sau carnet de comercializare va fi foarte util, pentru că doar pe baza lui și doar prin existența lui vor putea producătorii agricoli să meargă pe piață. Ce înseamnă acest lucru? Este vorba de un carnet, să-l asemănăm cu facturier. Acesta va avea pentru fiecare act de vânzare 3 file. O filă va trebui să rămână la cumpărător, o filă la vânzător, și deci la producător agricol, și una în carnet. În termen de 15 zile de la terminarea tuturor filelor din carnet, producătorul agricol este obligat să le redepună la primărie, de unde va lua, bineînțeles, altul. Și eu, ca vânzător, primesc... Nu, ca și cumpărător. Ca și cumpărător, vorbim aici, da, cu o mică paranteză, vorbim de cei care preia angro, da, de angrosiști, cei care ia cantități mai mari. Am înțeles. Nu vorbim despre... Maculatura, așa, de la piață. Maculatura la piață, nu? Da. La piață lucrurile vor sta foarte clar. Cei care, producătorii agricoli care vor veni pe piața din Târgu Jiu, să zicem, cu marfă în fiecare dimineață, vor trebui totuși ca pe perioada transportului să completeze o astfel de filă din carnetul respectiv cu cantitatea de produse cu care vor veni. Iar la sfârșitul fiecarei zile, de asemenea, să facă notările respective în carnet față de ce au avut, ce au vândut și cu ce au rămas. Le spuneam stimaților noștri telespectatori că trebuie să-l aibă la purtător, pentru că legea asta e foarte strictă. Adică, să detaliem,
merge la câmp. Se știe, te duci lejer, te duci îmbrăcat ca să-ți faci treburile agricole, nu pleci cu buletinul după tine. Dar, într-adevăr, articolul 11 ne spune foarte clar că în momentul în care producătorul agricol își va lua marfa de pe câmp și până o va duce acasă, va trebui să se legitimeze cu buletinul și cu acel atestat de producător în cazul în care organele stabilite prin lege să controleze vor dori să-i controleze marfa. De asemenea, foarte important este că atunci când se realizează acea vânzare angro către diferiții beneficiari, cumpărătorul va fi obligat la rândul său să aibă acea filă asupra lui până va transporta marfa la locul de destinație, pentru că amenzile sunt foarte mari. Dați-mi așa un exemplu de o amendă nesuportabilă până la urmă. Amenzile merg, din câte am văzut noi în lege, până la jur de 35-40 de mii de lei noi, adică 400 de milioane de lei vechi, vechi, aproape jumătate de miliard, să vorbim așa. Da. Sunt amenzi foarte mari. Păi și dacă nu are, ce face? Intră omul în pușcărie? Ce o să facă? Nu, astea sunt pentru persoanele juridice, persoanele fizice sunt mai mici. Dar mai lejere, știți da. Știți care e? Trebuie tot să învățăm și noi să respectăm legea. Ce se dorește de altfel din punctul nostru de vedere? Se dorește eliminarea acestor sau acelor samsari, acelor terțe persoane care stau pe piață și vând marfă. Acum dacă, să zicem așa, naion la coasă, mai bea și un vinuț, că știți cum e, mai dai cu coasa, mai iei o gură, pierzi, da, acum cum se numește, atestatul, da, da, corect, nu... și ce naiba, faci pușcăria amendă și... Da, de asta zic, cât de strict sau de rigidă este. Vom vedea, probabil asta va depinde și de strictețea organelor de control, dar haideți să fim serioși. Oamenii probabil și în comună, că va fi cineva și din comisia aia care practic dă atestatul, că oamenii se cunosc între ei. Și absolut, exact absolut. Cum nu cred noastră. Că va fi cazul de așa ceva. De însă strict. E foarte important că se încearcă în sfârșit eliminarea de pe piață a... Credeți noastră că nu mă pot abține să nu întreb lucrul ăsta, că și noi cumpărătorii vrem să cumpărăm la mâna întâi, adică știți, deja știu că se practică în alte țări și poți să suni fermierul, să-i spui vreau 3 curci, 2 găini și nu mai știu ce, câte ouă. Și vrei să iei un produs natural la prețuri mai mici, nu să te duci la piață să-ți mai pună încă atât încât o iei dublu. Chiar se plâng și ei, producătorii se plâng că vând pe nimic, pentru că ei vând la altcineva. Noi până cumpărăm și noi ne plângem că cumpărăm prea scump. Corect. Este o discuție mai amplă aici pe care nici nu cred că putem da, să... Da, și nu o generalizăm, dar sunt cazuri, să spunem așa, că știe toată cazuri. Lumea. Asta încearcă și noua legislație, să avem pe piață tot mai mulți producători agricoli și doar producători agricoli. Pot să vă spun și că în cazul piețelor, minim 40% din totalul zonelor de acolo unde se vinde marfa va trebui să fie păstrată pentru acești producători agricoli. Deci în piața din Târgu Jiu, spre exemplu, minim 40% din totalul meselor vor fi pentru producătorii agricoli și numai pentru ei. Spuneți-mi că îmi pierd eu ideea. Poate un sat întreg să aibă atestat de producător și de producător până la urmă. Și știți de ce vă întreb asta? Ați văzut, mai cumpărăm o urzică, mai știu, 5 ouă de la o bunicuță. Bunicuța poate nu produce peste, dar are nevoie de bani până mâine să-și cumpere medicamentele. Și cu ce poate veni la piață? Cu o sticlă de lapte de la văcuță, cu 6 ouă și draga vei urzici. Sticla de lapte și... la văcuță nu are voie. Nu mai are voie, da, până la urmă, voie, da, așa e. Ouăle nu mai are voie. Nu mai voie, da, nici cu ouăle. Este legislația europeană strictă în toate aceste cazuri. Dar noi vrem să mâncăm ecologic, deci noi vrem ouăle. Se poate face. Da. Este, din punctul nostru sau din punctul meu de vedere, haideți ca să discutăm așa, o soluție foarte simplă, pe care noi, Camera Agricolă sau Oficiul Județean de Constanța Agricolă, am denumit înainte, o aducem în prim plan din 2000. Am reușit în anumite zone, în alte zone n-am reușit. Mă refer aici la asocieri. Dacă, e cam greu la nivel de țară. Dacă oamenii vor înțelege că doar prin asociere vor putea să răzbată și nu de unii singuri, va fi foarte bine și vor vedea că nu sunt vorbe goale și că efectele în timp și efectele asupra lor vor fi benefice. Săptămâna trecută am avut... Ați văzut că nu se înțeleg între ei, că s-au corect. Certat pe pământuri și rudele și-au dat în cap și își dispută același teren și cum să se mai și asocieze dacă ei nu vorbesc? Știți, dar terenul e comasat. Așa la ei doi. Că
Am avut într-adevăr cazuri în care au fost de acord, am fost la tot felul de întâlniri, au fost de acord majoritatea locuitorilor să facă asociație și credeți-mă, de fiecare dată s-a oprit totul la momentul alegerii organelor de conducere. Pentru că fie toată lumea vrea să fie conducător, fie nu sunt de acord. Da, toți vrem șef să fim, așa. Dar, e. Săptămâna trecută, într-o întâlnire la Polovragi cu reprezentanții unor pepiniere din partea Transilvaniei, am putut, nu numai noi, cât și locuitorii din Polovragi, Crazna, comunele învecinate care au participat la această întâlnire, au putut să afle și au fost foarte impresionați, cred eu, de cum se lucrează acolo. Vă dau un singur exemplu pe care ne-l dădeau respectivii din zona lor. Era vorba de cultivatori de căpșuni. Ei bine, ei vorbesc între ei. Iată un lucru foarte mare. Nu neapărat să zicem că au și ei o asociație. Poate nu au asociația pusă pe picioare, dar vorbesc între ei și spun: în momentul în care angrosistul vine și îmi dorește să ia marfa de la mine, eu fixez un preț împreună cu ceilalți. Să zicem 10 lei kilo de căpșuni. A venit la mine, nu i-a convenit prețul, pleacă mai departe. În momentul acela, toți ceilalți producători sunt avertizați și, bineînțeles, că iată, oferă un preț mai mare. Poate nu era bine să spunem asta pe post, mă rog, dar e foarte bine pentru că... Pentru comerciant să, da, știe cum se-și vândă marfa. La noi, iată, atât la ei în zona de satul mare, acolo unde erau, prețul a fost de 8-9 lei pe kilogram, la noi 5-6 lei. Acum sunt și mai bine dezvoltați, ei după Revoluție cei mai mulți, și știu asta, deci se spun în cunoștință de cauză, acolo sunt foarte dezvoltați. Ei, imediat după Revoluție, au plecat afară în Occident. Ei au venit cu bani mulți și au făcut situații. De la cizmării până la, cum ziceți dumneavoastră, agricultură. Deci nu acolo rușine. Parcă deci, e altă țară. N-ar trebui să ne fie rușine să spunem că acolo au păstrat și a fost bun înainte. Pentru că iată, noi mergem asta, spre, da, Cluj, mergem spre pedealul Feleacului și vedem zone întinse foarte bine cultivate, foarte bine puse la punct, care se numește acum IAS cutare, IAS da, cutare. Da, da, da. Iată că la noi, sau în Oltenia, s-au fărămițat foarte mult pământul. Situația, o situație favorabilă am întâlnit și în sudul țării. Ialomița, în zona Brăganului, unde iarăși zonele, bine, nu discutăm acum că sunt zone fertile, altceva, dar totuși oamenii au ținut pământurile, și pământul s-au poate fi îmbunătățit, chiar exact, dacă studiul pedologic arată. Iar noi trebuie să mergem pe ceea ce poate să ne ofere terenul nostru, ce poate să ne ofere să zona, de ce adică creștere de animale. Aceleași lucruri? Ne trebuie la animale porumb și grâu, dar de ce nu și altceva? Că piața ia dacă îi dai. Corect. Asta încercăm și noi să aducem, să le explicăm. Nu trebuie să începem să ne gândim la ceea ce face. Trebuie să ne gândim la eficiența economică. Trebuie să plecăm de la rezultat și nu de la dragul de a face o afacere în agricultură. Pentru că iată, am avut la începutul apariției programului SAPARD o serie de proiecte. Toată lumea a venit, 7-8 proiecte care le-am făcut numai eu, să zicem, pe melci. Deci, no, da, și am încercat, da, să le explicăm, domnule, de ce încercăm noi aici la noi, da, să, da, facem melci, pentru că unul, păi se gândeau România, că dau, da, la un preț bun afară. Exact, dar nu pot și afară, nu pot să merg să... Nu, trebuie să vorbești de... întâi, frate, mie exact, melci ăștia ca să ți produc în cantitatea asta, dar dacă nu vorbești cu nimeni și crezi tu că poate... Corect, dar nu poate să vină italianul sau francezul care consumă melci și să-mi ia mie o producție 400 de kilograme, pentru că el trebuie să vină cu tirul frigorific de 20 de tone. Ori n-are de unde să ia din Oltenia 20 de tone de melci. Și de aceea toți au dat X. Și acum recunosc, vin la noi, încearcă să facă alte afaceri în agricultură, încearcă să se reprofileze. Și noi le dăm tot felul de idei. Haideți să încercăm pe ceea ce poate să ne ofere pământul și zona geografică în care am suntem. Am văzut cultivatori de cătină care fac o grămadă, da, de bani. Noi suntem, cred că, o zonă, zic eu, care foarte s-ar preta. Exact. E cineva aici în Gorj care face sau au vrea? Fost intenții. Au fost intenții. Sperăm că prin noile programe care oferă și cofinanțare să avem, pentru că nu este chiar așa de ieftin înființarea unui hectar, să zicem, de cătină. Și cred că e și ceva muncă, că e greu, da, de cules. Da, este foarte greu de cules, într-adevăr. Putem foarte frumos și foarte ușor să mergem pe fructe de pădure, pe arbuși fructiferi, pentru că este zonă, și mai ales pe creștere de animale. Pentru că, iată, avem o zonă de creștere de animale. Iar, așa cum spuneam anterior, haideți să ne orientăm, sau ar trebui să ne orientăm și pe altceva. Vorbim de agroturism, de turism rural, pentru că eu zic că prin se dezvoltă zona, ați văzut, da, aici, da. Prin agroturism am putea să aducem bani în județ foarte, foarte mulți, iar din ce am mai vorbit noi și din ce am mai discutat cu turiști străini, nu neapărat români, dar străini care au venit în zonă, la pentru tot ei, se place, da. Da, pentru ei agroturism este ceva ieșit din comun. Sunt
foarte binevoitori și, hai să zicem, că aruncă cu banul în momentul în care lași, ai o postață de fân și lași să o cosească el, în momentul în care dimineața se duce și ia un ou din cuibarul găinii. Dacă ar conștientiza românul că îi mai e și de ajutor, cu siguranță. Exact. Dar cred că suntem așa puțin reticenți, pentru că, exact ce ziceam, ne-am obișnuit să facem unele lucruri și suntem în rutina noastră, ne e teamă de celelalte. Plus că, acum, haide să o recunoaștem, legislația e așa de stufoasă și atât de ambiguă și atât de permisivă pentru unii și mai puțin permisivă pentru alții, încât, știți, mulți zic, ce să-mi deschide afacere, că i-au zis câte insolvențe au fost, că mai fuserăm invitați pe aici care ne-au spus că au intrat firme în insolvență, de nu s-au înființat și că câte s-au desființat, deci lucrurile stau foarte grav dacă raportăm și atunci îi dispare românului curajul. Trebuie totuși... Să facem ceva și agricultura ne-ar scoate din orice criză, nu? Eu cred că este singur. Agricultura și așa turismul sunt singurile elemente care ne pot scoate din criza. Putem să trăim fără în care ne zbatem multă, dar fără apă și mâncare... Fără, asta ziceam și noi, fără mâncare e imposibil. Poți să renunți la orice, dar nu la mâncare. Într-adevăr, sunt ceva taxe, cei care au făcut proiecte știu foarte bine cu ce de sau de ce s-au lovit, dar până la urmă, cu puțină voință, au reușit, au răzbit. Vorbim, spre exemplu, de măsura 141, cea pentru ferme de semisubsistență, care a fost într-adevăr foarte mult și foarte bine accesată în județul nostru. Cred că suntem pe locul 6 în țară la realizarea de proiecte prin această măsură. Da, sunteți printre primii. Da. Sunteți și un director tânăr, v-am văzut așa. Nu stați deloc. Nu, vreau altceva să aducem în prim plan, faptul că foarte multă lume renunță. În anul 3, atunci când se poate renunță. Și eu și pe această cale vreau să le spun că nu e bine. Haideți să continuăm. Sunt totuși bani pe care îi pierdem. Deci sunt 3.000 de euro pe care îi pierd. De ce? Și eu știu că și legislația este destul de greoaie. Sunt probleme la APIA. Apropo de asta, ca să... la proiectele care le-a făcut Camera Agricolă, am pierdut proiecte, nu neapărat că au fost făcute prost, ci din cauza finanțării, că nu au ajuns banii. Dar trebuie să ne mândrim că un procent de 90% din proiecte pe care le-am analizat au trecut. Și cum ziceți, la nivel de țară stați mult mai bine decât stăm la nivel de țară bine. Haideți să-i luăm și pe colegii noștri unde le depunem, atât la compartimentul de dezvoltare rurală din cadrul la prefectură, cât și cei de la noul AFIR, fostul Zapar noul AFIR, pentru că nu ne-au lăsat. Noi fiind proiectanți, în momentul în care am dus proiectul, ne-au obligat să-l facem într-un anumit fel, destul de complex, concret, și iată că la nivel de țară, intrând în concurență cu celelalte proiecte făcute de județe mult mai simple, am avut, iată, câștig de cauză. Și am putut să aducem peste, din câte știu eu, 6,5 milioane de euro, numai noi, deci instituția noastră, bani europeni în Gorj, dar nu suntem singuri. Există foarte multe firme private. Da, știu, există, și asta. Nu ne sperie concurența, cât atât timp cât totul e corect, e foarte bine să fie concurență. Important e să aducem bani și să dezvoltăm acest județ. Da, vorbeați de alte produse, nu neapărat produse, de alte culturi, dar ați specificat că un lucru bun și care nu există aici este prelucrarea. Care sunt zonele în care s-ar preta? Și vă întreb pentru că noi, eu cu câțiva ani în urmă, nu știu, să fie 2-3, am filmat la Crușeț un producător care venise foarte încântat din Occident și a făcut o fermă, ba și-a ridicat și o fabricuță, vroia să prelucrează, după care, exact cum spuneți dumneavoastră, s-a terminat undeva filmul frumos, fără un happy end. Totuși avem un happy end. Săptămâna trecută am discutat exact cu acel fermier de care pomenim. Era și mi-a spus că fabricuța e gata, deci, și cred că anul ăsta chiar va putea să dea drumul la prima realizare. Deci oamenii se apucă de proiect, după care legislația și tot ce vine îi împiedică și îi lasă acolo și îți vine să pleci. Așa a fost realizat la nivel european. Cred că noi am fost un fel de, hai să zicem, un fel de cobai pentru ei să vadă dacă normele lor nou și pentru ei noutății vor putea fi impuse în practică în zona noastră. Dar iată, așa cum am spus, fabricuța este aproape gata, din câte am discutat eu cu fermierul. Și ar fi prima fabrică de prelucrare a unor prima produse din Gorj, fructe, da? De fapt. Din punctul nostru de vedere, în momentul în care își dă drumul fabricuța, este extraordinar, pentru că, iată, este și un motiv pentru cei din zonă, chiar și cei din nordul județului, să realizeze plantații de pomi fructiferi, să realizeze sau să
cultive cât mai multe legume, pentru că au unde să le valorifice. Foarte bine să realizăm, dar doar printr-un parteneriat, poate chiar public-privat, pentru că am avut discuții și la nivelul Consiliului Județean, care este organismul nostru ierarhic superior, spre realizarea unor spații frigorifice, unor spații de depozitare, chiar frigorifice la anumite zone ale județului, unde producătorii să poată să-și aducă marfa perisabilă. Însă, e la un stadiu de discuție și intenție. Deocamdată la stadiu de discuție și intenție, pentru că încă nu am găsit un investitor privat care să poată să facă sau să aducă bani pentru a putea să realizăm și aceste spații frigorifice. Sau, mă rog, spații de depozitare, depinde acum ce vrem să facem acolo. Dar apărând o fabricuță, poate mai avem câțiva producători care în urmă au realizat proiecte, acum vor să-și facă fabricuțe de prelucrare a produselor apicole. Iată că și apărând o astfel de fabricuță, de realizare de îmbutirire la caserole, îmbutirire la borcanașe mici, cei care au miere vor avea unde să o dea, dar cu o condiție pe care vrem neapărat să o aducem în prim plan și pe aceasta. Trebuie să fie seriozitate. Pentru că nu poți să închei un contract, cum am mai văzut din păcate la noi în județ, să închei un contract poate verbal sau poate chiar scris cu un potențial beneficiar, iar apoi pe un anumit preț, iar apoi apărând un preț mai mare să-l lași baltă și să-i dai altui beneficiar. Pentru că în momentul acela, gândiți-vă că nu mai vine nimeni. Mai sunt 5 minute, asta voiam să anunț și eu, iată, mi-au spus colegii în cască, deci pe final de emisiune aș vrea să vorbim despre, iarăși, o întrebare pe care o pun agricultorii, zootehniștii, de fapt, despre subvenții, ce știm, ce ne spuneți, oamenii sunt disperați, totuși februarie, vor banii, mai vin, mai sunt. Pentru subvenții, din punctul meu de vedere, este foarte simplu, nu este atributul nostru, este atributul APIA, dar pot să vă spun același lucru și la proiecte pe care lucruri pe care le-am aflat la teritoriul inginer, da, care da. Deci lucruri, se ocupau și același de lucruri care le-am aflat de la minister, pentru că săptămâna trecută când am fost la ultima întâlnire am întrebat, pentru că oamenii într-adevăr ne sună și ne întreabă și pe noi. Și raportat la aceste subvenții încă nu se știe nimic. Nu poate fi dat încă nimic spre știința producătorilor. În perioada imediat următoare, atât pe proiectele care vor fi accesate pe PNDR și pe care vom lucra noi, cât și pentru subvențiile pe care le va acorda APIA, sperăm că la începutul lunii martie, sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, cel mai târziu, să putem să știm totul și să putem da publicității. Oricum, trebuie să-i asigurăm pe producători agricoli că atât prin intermediul dumneavoastră, mass media, cât și prin intermediul primărilor, noi, atât noi cât și APIA, vom face întâlniri, vom anunța și mai mult ca sigur vor ști dinainte ce trebuie să facă pentru a putea să primească și să continue subvențiile. Când mai sunteți chemați la următoarea întâlnire sau nici măcar acest lucru nu? Nu se fixează, da, ne sună și în 2-3 zile, ne anunță cu 2-3 zile înainte să venim la întâlniri. Oricum avem o corespondență foarte bogată cu compartimentul nostru care din Ministerul Agriculturii, care se ocupă de camerele agricole județene, în fiecare zi primim informații, deci suntem mai mult ca siguri în momentul în care ceva concret apare la nivelul Ministerului Agriculturii, înainte chiar poate de a apărea pe site-ul Ministerului, noi vom fi informați și, bineînțeles, vom da mai departe. Și o ultimă întrebare, să zic așa, dai un pic mai amplă. Aveți un volum de muncă mai mare, se vede lucrul acesta, mai ales că și aceste atestate vor fi eliberate și de la dumneavoastră. Sunteți aceiași, posturi blocate, dumneavoastră specialiștii puțini, în paralel proiecte, în paralel cursuri despre care n-am apucat, dar cu ocazia unei alte emisiuni, cred că vom vorbi și despre cursurile care le puteți face aici. Veți reuși totuși, credeți dumneavoastră, să onorați toate cererile? Da, într-adevăr avem probleme la nivel de număr de salariați. Din păcate, iată, chiar în această perioadă, minim 2 salariați ne vor părăsi, vor ieși la pensie. Păi și nu vine altcineva în loc?
Da, vom demara, bineînțeles, procedurile, dar durează foarte mult procedura pentru funcționari publici, așa cum suntem noi, durează minim 45 de zile. Deci o să funcționăm nu la avarie, ci la subavarie, să spun așa, dar încercăm să rezolvăm toate problemele. Avem ajutor și din partea domnilor primari, cu care am discutat și dacă noi nu vom putea sau nu avem om în zonă, mai mult ca sigur și proiecte vor fi făcute acolo la primării, pentru că nu trebuie neapărat să le fac salariații noștri, un specialist camera agricolă acolo. Sau, da, poate să le facă și compartimentele primăriilor, pentru că, din câte știu, fiecare primărie are un compartiment de proiecte europene și pot să facă la nivelul primăriilor aceste proiecte. Mai ales că pe măsurile pe care lucrăm sunt proiecte mai simple, însă, chiar dacă nu mai avem acum timp, poate altă dată vom discuta despre noutățile care, mai mult ca sigur, vor fi introduse în proiecte și anume vor trebui să apară riscurile, pentru că sunt o serie de riscuri și proceduri pe care, iată, le introducem și noi în proiectele europene pe agricultură. Discutăm de elemente de natură raportate la protecția mediului, la gaiecuri, la ecocondiționalitate, pe care oamenii, în momentul în care mergem și le explicăm toate acestea în întâlnirile noastre, zic, domne, că ne plictisiți, dar iată că fără ele nu se poate. Și exact, fără ele nu se mai poate și vom fi obligatori să le respectăm în cadrul proiectelor europene viitoare. Domnul director, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de invitații noștri. Vă așteptăm și cu altă ocazie și mai ales să le spunem stimaților noștri telespectatori că vom ieși și în teren. Vine vremea bună și vom merge la fermieri acasă să vedem ce au și ce ne arată. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere! Și eu vă mulțumesc. La revedere!